Comandor Ion Brazu s-a întors în avionul său, care poate fi admirat acum la Muzeul Aviației Române din capitală, pentru a povesti una dintre experiențele vieții de pilot de vânătoare. Mai exact, cum a supraviețuit unei adevărate provocări, în timp ce era, bineînțeles, în aer. Ne aflăm așadar în avionul pe care l-ați pilotat dumneavoastră timp de 12 ani. Care este povestea acestuia? Într-adevăr, am avut onoarea și bucuria să zbor pe acest MiG-21, prima variantă de MiG-21, un supersonic cu care puteai să faci acrobație aeriană. Mă simțeam extraordinar, am dorit de mic să devin pilot de vânătoare. Printr-un concurs de împrejurări am ajuns și am avut bucuria să zbor pe acest avion. Acest avion pe care eu am zburat are o mică poveste. La aterizare, într-o zi de zbor, mi s-a spart cauciucul din stânga avionului și mi-a găurit o bucată de cauciuc, mi-a găurit rezervorul din aripă. Fiecare avion MiG-21 are câte două rezervoare în aripa stângă și în aripa dreaptă. Dacă se întâmpla să fie în decolare, acea bucată de cauciuc putea să provoace explozia avionului, fiindcă era plin. Acum, la aterizare, avionul era gol, adică aripile se consumă primele, combustibilul din aripi se consumă primele și el era gol și mi-a făcut pagubă doar o gaură care ulterior a fost reparat la hangar și i s-a pus un petic care acum este acolo sub aripa avionului. A fost o situație cam la limită. Cam la limită, sigur. Dacă era în decolare, făceam explozie.